Weekendul trecut, Administrația Națională de Meteorologie anunța inclusiv pentru Giurgiu că urmează zile cu instabilitate atmosferică accentuată și ploi, în special în zilele de marți și miercuri. Prognoza care se transmite și autorităților locale nu a fost cunoscută, se pare, și de primăria Giurgiu. Dovada s-a văzut pe cer când luni după amiază și marți de dimineață s-a stropit din avion împotriva țânțarilor. A fost o acțiune inutilă, bani spălați cu apă de ploaie, pentru că marți la Giurgiu a plouat cu găleata și astfel toată soluția irosită a fost spălată. Există și reguli după care se ghidează o dezinsecție aeriană eficientă. Este necesar ca mai multe zile consecutiv să existe condiții meteo favorabile, fără precipitații sau vânt puternic, chiar temperatura să depășească 15 grade Celsius. Ori la Giurgiu s-a stropit împotriva țânțarilor cu câteva ore înainte să plouă torențial, la care s-a adăugat și vântul puternic. Deci nicio condiție prielnică pentru o dezinsecție aeriană eficientă. Așteptăm ca primăria Giurgiu să comunice giurgiuvenilor câți bani publici s-au pierdut la dezinsecția din aceste zile, pentru că țânțarii sunt tot acolo unde îi știm.